Testați cu focul. Memo, am întârziat la școală. Wow! Găsește-mi cărțile, ia-mi ghiozdanul și eu. Dacă aș fi cărțile lui Cristi, unde m-aș ascunde? Wow! Asta nu e carte. Le-ai luat? Da, îți mai trebuie creioane, origlă, calculatorul, un caiet, raportorul ăsta și... Bună, Cristi! Bună, Cristi! Hei, Mihai, Ionuț, ce aveți nevoie? Am întârziat. Ai învățat? Pentru ce anume? Pentru test. Test? Ia! Memo, deschide! Dau! Ați spus cumva test? Așa este, Cristi. Testul la fizică din pârghii și pivoți. Băieți, am avut repetiții cu formația. Am uitat! Pivoții sunt ca balansoarele. Fizica e... Vai, dacă nu iau nota de trecere, nu merg în parcul de distracții cu restul clasei. Egal FD. O, Cristi, așa e. Și parcul de distracții tocmai a instalat cel mai tare trenuleț din lume. Tunetul fricii! Super, super! Trebuie să mă dau și eu în el. Dar cum să trec de testul ăsta? Vreo idee? Păi, Tudor a trimis asta. Ar fi bine să te uiți. Hei, dacă vreunul dintre voi a uitat de testul la fizică, eu am răspunsurile. Introduceți codul ăsta în data acum 3000 și se vor descărca. Dar nu sunt gratis. Trebuie să plătiți. Pentru că tata nu mai îmi dă bani de buzunar. Răspunsurile lui Tudor. Apasă aici ca să le cumperi și să le descarci. Nu, 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 Cristi! Nu face asta! Oh, nu pot să privesc asta! Memo, trebuie să fac ce trebuie să fac. E cuvântul celătești, cuvânt primit de sus. Da, le-am luat. Și Memo, nu sufli niciun cuvânt. Oana? Oana! Cristi Nour, trișezi. Dacă ești prins, nimeni nu te mai ajută. Nici eu, nici părinții tăi, nici măcar profesoara. Uite, am uitat să învăț. Vreau să merg în parcul de distracții, dar nu pot dacă nu iau testul. Oana, terminată, eu am telefonul. Dă-l înapoi. Cartea cărților. Călătoritul în timp poate fi o scuză bună? Ha! Foarte amuzant, Cristi! Vă duc înapoi în timp ca să întâlniți trei bărbați care au ales să-l asculte pe Domnul chiar și în fața unor pericole uriașe. Acum e doar al meu, Cristi. Uite! Oana, dă-mi telefonul înapoi, te avertizez. Îmi trebuie să... Se pare că se mai ceartă și alții. Uite ce ați provocat amândoi. Nu suntem copii. Vezi? Știam eu. Chiar ai curaj. Da, ai dreptate. Chiar dacă acum mă doare capul. Și pe oaspeți. Avem oaspeți? Bună! Eu sunt Meșac, el e Shadrach și el e Abednego. Eu sunt Oana, ei sunt Cristi și Memo. Ne cerem scuze că am dat buzna peste voi. Cartea cărților nu ne spune... Oh! Deci, voi de ce vă certați? Nu ne certăm. Discutam faptul că împăratul cheltuie mulți bani pe o statuie. Statuie a unui dumnezeu fals, una la care vrea să ne plecăm. Dar nu vom face. Wow! Wow! Ia uite! Wow! Uimitor! Așa este! Și pare făcută din aur! Da, Oana, e aur pur, însă e doar atât. Un metal.
Domnul nostru a creat totul, chiar și aurul din această statuie. Când ne rugăm lui, el ne aude și ne răspunde rugilor pentru că este real. Și dacă statuia nu este vie, de ce nu vreți să vă plecați? Pentru că noi ne închinăm doar Domnului. El spune să nu ne plecăm în fața altor zei. Dar dacă nu o facem, împăratul va considera o încălcare directă a autorității lui. Alegerea este una foarte grea. De ce? Faceți ce vreți voi să faceți. Dacă nu ne supunem împăratului, vom fi aruncați într-un cuptor aprins. Priviți, glorioasa mea creație, cum păzește întregul Babilon. Domnule, vă așteaptă ceremonia. Excelent! Astăzi toți se vor pleca la picioarele statuii mele. Oh, Cristi! Nu credeam că Babilonul anului 500 înainte de Hristos e așa de amuzant! Poză de profil! Etichetată, postată. Și deja am primit 35 de like-uri. Serios? Nu, Cristi, nu gândești? Suntem înainte de Hristos. Calculatoarele n-au fost inventate. Și ce se întâmplă astăzi? Pare a fi o sărbătoare. Da, o sărbătoare pentru toată lumea. Mai puțin noi. Oh, aici erau. Trebuia să raportez obrăznicia voastră acum mult timp. Nu sunteți demn de poziția voastră înaltă. Desconsiderați în secret acest tron. Și mă calci pe picior. Oh, da? Scuză-mă, Apsu. Știu ce înseamnă sărbătoarea asta pentru voi și Dumnezeul vostru. Acum fie vă plecați în fața statuii împăratului, fie va fi rău. Au, au! Încerc să-i sperii cu amenințări de șarte. De șarte, spui? Soldat, transmite împăratului că Namtar spune să înceapă această sărbătoare. Oh, și Apsu este de acord. Băieți, vă agitați prea tare din cauza acestei statui. Eu zic să nu vă duceți la ceremonie. Ca funcționari ai împăratului trebuie să mergem. Dar dacă ne plecăm în fața acestui idol, nu îl mai ascultăm pe Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este întotdeauna lucrul cel mai bun, indiferent de consecințe. Ascultați-mă, vă plecați, nu vă plecați, nicio diferență. Memo, am nevoie de tine. Oh, când apeși butoanele la mici în ordinea corectă, poți vorbi direct cu oricine. Nu am nevoie de telefon, Memo. Ajută-mă cu Cristi. Nu e de glumit. Cristi nu înțelege ce înseamnă dacă cumpără răspunsurile lui Tudor. Și nici ce se petrece cu Shadrach, Meshach și Abednego. Ce vrei să spui? Trebuie să iau o decizie grea, Memo. Dar ei fac ce este bine, chiar dacă ar putea fi aruncați într-un cuptor cu flăcări pentru că nu se pleacă în fața statuii împăratului. Dar, Oana, Cristi spune că nu e real cuptorul. Cristi și... Cristi e într-o stare de negare în legătură cu testul. La fel cum nu crede nici povestea cuptorului. Adică este real? Trebuie să ne plecăm și noi? Oana, stai! Iată ce vi se poruncește, popoare! Oameni de toate limbile! Când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, saltirii, cimpoiului și a tot felul. Acum este momentul deciziei. Vă aruncați cu fața la pământ și vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Îmi tremură picioarele și-a trac. Ce o să se întâmple cu noi?
Mai știi mai devreme când credeai că nu o să ai curaj? Și ți-am spus că Domnul va fi cu noi când va sosi vremea? Da. El este cu noi. Da. Domnul îmi dă putere chiar și acum. Oricine nu se va închina va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Memo! Atunci rămânem în picioare? Da! Ce se întâmplă? Părinți, instalați noua aplicație gratuită Cartea Cărților pentru copii. Cei mici vor descoperi povestiri biblice pe înțelesul lor și vor învăța principii creștine prin activități interactive. Descoperiți noua aplicație gratuită Cartea Cărților. Jocuri, clipuri video, răspunsuri la întrebări și multe, multe altele. Noua aplicație mobilă Cartea Cărților pentru iOS și Android. Descarcă-o gratuit! Ce ați făcut voi astăzi? Adică, nu v-ați închinat chipului? Cred că o să vă pierdeți locurile de muncă, nu-i așa? Sunt sigur că împăratul ne decide soarta chiar în acest moment. Dar nu vă pare rău, nu? Adică, ce? Poate o să vă dea afară? Dar sigur sunt, adică, mii de alte locuri de muncă în regat care vă așteaptă. Ce aveți voi aici? Niște torțe? Pereți de cărămidă? Cine face curat după ceremoniile astea, nu? Da, găsiți ceva mai bun. Nici o grijă. Păi, ne vedem mai târziu? Cristi, este foarte periculos să fim aici cu ei trei. Calmează-te, tocmai am fost pe la ei. Sunt bine, mâncau supă. Cristi, ei nu s-au plecat azi și împăratul o să pună să fie arestați. Voi vedeți vreun soldat pe aici? Nu. Vedeți vreun cuptor înspăimântător cu flăcări care ajung la cer? Nu. Exact, pentru că soldații nu vin să-i aresteze și cuptorul acela nu există. Nu aveți de ce să vă temeți. Cristi! Trebuie să memorez răspunsurile date de Tudor. Oana, dă-mi telefonul. Voi veniți cu noi. Așa, nu mișcați. Bine, Cristi, eu cred că acei soldați care nu sunt acolo ne vor duce prietenii la cuptorul care nu există. În adin soare, Shadrach, Meshach și Abednego, nu slujiți dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat. Vă mai dau o șansă să vă închinați în fața chipului pe care l-am făcut. Dacă nu, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Nebucadnețar, n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins. Și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate. Îți spunem foarte sincer, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur. Atunci încălziți cuptorul de 7 ori mai mult decât temperatura normală! Luați-i! Acum!
haideți! Legați-i! Rezolvăm, Oana. Bun, Cristi, forța înmulțită cu distanța de la pivot e... egală cu momentul forței. Băieți, ce tot faceți? Memo, du-ne acum acolo. Dacă o fac așa, Cristi nu o să treacă testul la fizică. Și nu o să se dea tunetul fricii. Ce o să fac acest pivot, Cristi? O, să ne ducă pe acel zid. O, nu, nu prea cred. Memo? Anolul zice ceva despre lemn putrezit? Ai un plan B, Einstein? Memo, planul B. Du-ne acolo, acum! Cristi! Oh, nu! Le-am spus! Le-am spus mereu! Dar au refuzat să mă asculte! Exact asta am vrut să spun și eu. Trebuie să ajungem acolo și să-i ajutăm. V-am dat multe șanse, dar timpul vostru a expirat. Aruncați-i în cuptor! Prea târziu. Au pierit. Carteacărților.tv. Explorați lumea fascinantă a Bibliei împreună cu Cristi, Ioana și Memo. Carteacărților.tv este un site unde copiii pot afla lucruri noi din Biblie. Creați personaje, jucați-vă și descoperiți lecții valoroase de viață. Fă-ți cont gratuit și pornește în aventură. Carteacărților.tv. Cărțile au fost arși de flăcări. Așa e, Apsu. Asta se întâmplă când refuz să asculți împăratul. La ce se uită? Nu văd de aici. Haideți! N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Priviți! Eu văd patru oameni umplând sloboz în mijlocul focului. Și al patrulea seamănă cu Fiul de Dumnezeu. Cine este acolo cu ei? Abednego i-a spus împăratului că Dumnezeu îi poate scoate din cuptor. Cred că el este. Slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți și veniți în coace! Și nici măcar nu miros a fum. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Shadrach, Meșach și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care au crezut în el.
Ei au călcat porunca mea și au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească altui Dumnezeu decât al lor. Nu voi permite nimănui să vorbească de rău pe Dumnezeul lor. Cel ce va face asta va fi foarte aspru pedepsit. Au mai taci și tu. Adevărat, nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Deci împăratul va da și mai multe sarcini acum? Și deja facem unele schimbări. Hei, cred că ne întoarcem. Haide, Oana, o să întârziem la școală. Cristi, ce o să faci în legătură cu testul? Oana Popa. Da, notă de trecere. Picat, picat, picat. A, Cristi Nour. Nu prea bine. Dar ai trecut. Mulți copii au avut aceleași răspunsuri la test, Cristi, și toți le-au greșit. Cineva mi-a spus că și tu ai avut răspunsurile, dar te-ai hotărât să nu te uiți la ele. Da, am trecut singur, dar nu am luat o notă destul de mare ca să merg în parcul de distracții. Ce îi zice pentru puncte în plus? Să încerci să-mi spui care e cea mai timpurie referință scrisă care există despre pârghi în ultimele, să zicem, câteva sute de ani. Secolul 5 înainte de Hristos? În timpul lui Nebucadnețar și Babilon? Cele mai timpurii scrieri despre pârghii datează din secolul 3 înainte de Hristos. Dar cred că meriți încă 50 de sutimi. Distracție plăcută! Puteți face asta? Sigur, pentru că tu ai ales să nu trișezi. Și asta merită apreciere. Acum trebuie să mă ocup de altceva. Fratele meu a spus că răspunsurile sunt corecte. Asta pentru că în acest an am dat un test diferit, Tudor. Acum vino cu mine. Îi sunăm pe părinții tăi. Restul veți da testul altă dată. Dar nu mergeți în parc. Ei, nu credeam că o să spun vreodată, dar Tudor avea dreptate. Cum? Tudor? Da, a spus că oricine folosește răspunsurile lui trebuie să plătească. Și se pare că acum și el plătește. Thank you.
Ai simțit că ești doar unul dintre milioanele de oameni de pe această planetă? Ei bine, poate că ești. Dar asta nu înseamnă că nu ești special pentru Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat să fii special și are un plan extraordinar pentru viața ta. Biblia spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu ne-a creat ca toți să avem o relație cu El. Genul de relație în care poți vorbi cu El despre orice lucru care te apasă. Dumnezeu vrea să-i spui ce ai cu adevărat pe suflet, Oana. Te iubește și vrea să fii mereu sinceră cu El, chiar și în vremurile grele. Scopul este să-L cunoști pe Dumnezeu. Când îl cunoști personal, e mai ușor să trăiești viața pe care El o dorește pentru tine. Dumnezeu e perfect și locuiește în cer. Noi am fost despărțiți de El și nu pentru că El e în cer și noi pe pământ. Suntem despărțiți din cauza păcatului. Păcatul apare atunci când faci ceva rău sau când iei decizii greșite, decizii diferite de ceea ce ar dori Dumnezeu să faci. Dumnezeu știa că singura modalitate de a ne reconecta cu El era să-L trimită pe singurul Lui Fiu să ne mântuiască. Căci Fiul omului nu a venit ca să piardă sufletele, ci ca să le mântuiască. Iisus s-a născut în urmă cu 2000 de ani și a dus o viață fără păcat. A arătat multă dragoste, a vindecat bolnavii și a vorbit despre adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu multor oameni. Datorită vieții lui curate, Iisus a putut să repare relația noastră cu Dumnezeu. Biblia spune: Dumnezeu își arată dragostea Lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iisus ne-a iubit atât de mult încât a murit pe cruce pentru păcatul nostru și a înviat a treia zi. Cea mai mare dovadă de dragoste a fost jertfa care a înlăturat distanța dintre tine și Dumnezeu. Iisus este calea spre viața veșnică alături de Dumnezeu. Dacă Îl accepți pe Iisus ca Mântuitor, relația ta cu Dumnezeu începe de acum, de pe pământ. Biblia spune că dacă Îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Pentru a începe această relație cu Dumnezeu, trebuie să crezi în inima ta și să spui că Iisus este Domnul vieții tale. Doamne, Tu știi totul. Știi că Te iubesc. Ce părere ai? Nu-i foarte complicat, nu-i așa? Deciziile noastre greșite ne-au despărțit de Dumnezeu. Prin Iisus, noi putem să avem din nou o relație cu Dumnezeu. Trebuie doar să ne pară rău pentru alegerile noastre greșite, de păcatul nostru, și să recunoaștem că Iisus este Mântuitorul nostru. Ai vrea să te reconectezi cu Dumnezeu și să-L rogi pe Iisus să-ți fie prieten chiar acum? Ca să începi o relație cu Dumnezeu, repetă această rugăciune după mine. Doamne, recunosc că am făcut lucruri care sunt împotriva voii Tale. Vreau să am o relație cu Tine. Te rog să mă ierți pentru păcatele mele. Cred în inima mea că Iisus a murit și a înviat din morți ca să-mi șteargă păcatul și recunosc că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Te rog să mă umpli cu Duhul Tău cel Sfânt ca să pot face ce-mi spui Tu. Mulțumesc pentru că m-ai mântuit și că m-ai făcut copilul Tău. Te rog să-mi vorbești și ajută-mă să aud vocea Ta și să urmez calea pe care Tu vrei să merg. Aștept cu nerăbdare să petrec timp cu Tine aici pe pământ și acolo sus în cer. Îți mulțumesc că m-ai mântuit și că mi-ai ascultat rugăciunea. În numele lui Iisus, amin.